câștigat concursul de purtător de cuvânt. Dumnealui este în tutelă. Un an de zile va fi monitorizat și tutelat de către doamna inspector Manta Silvia. Rog să vă spună câteva cuvinte, după care... Bună ziua! De partea dumneavoastră ați aflat. Mă numesc Bogdan Gheorghiță, sunt inspector de poliție în cadrul inspectoratului Poliție Județean Vaslui. Am promovat concursul pentru funcția de purtător de cuvânt al inspectoratului Județean de Poliție. Eu sunt, lucrez în poliție de anul 2004 până anul trecut, când am fost numit. Am lucrat în cadrul Serviciului de Combate a Criminalității Organizate. Zic eu, cu rezultate foarte bune. O să încerc, împreună cu colega mea, să fim o echipă dinamică care să vină în sprijinul dumneavoastră și să ne îndeplinim activitatea fără niciun fel de probleme și astfel încât dumneavoastră și noi să fim mulțumiți de planul care se vede excelent. Vă mulțumesc mult! Da. Mulțumesc și eu! Sperăm într-o colaborare foarte bună și în continuare. Vă rog să-i acordați tot sprijinul colegului meu și să parcurgem un an liniștit, fără probleme deosebite. Așa cum spuneam, câteva repere ale situației operative înregistrate la IPJ Vaslui în anul 2017. Avem în principal, o infracționalitate sesizată în scădere cu 20,21%. După cum se vede, avem aici o mică problemă. Eu o să încerc să pun și de râs. Nu avem... E vorba de infracționalitatea în mediul urban și în mediul rural și infracționalitatea comisă infracțiunile contra patrimoniului sunt în scădere cu 8,54%, infracțiunile de corupție și de creștere cu 8,25%. Ce se întâmplă la aceste tipuri de infracțiuni? E vorba de constatarea polițiștilor rutieri sau care au calitate de poliție rutieră în trafic. Au acționat mai mult, au acționat mai eficient și, practic, acolo s-au înregistrat rezultate mai bune. Infracțiuni care aduc atingere conviețuirii sociale și ele sunt în scădere cu 19,12%. Uciderile din culpă sunt în scădere cu 32%. Lovirile sau alte violențe, o scădere importantă de 14,60%. După cum vedem din grafic, lovirile sau alte violențe constituie o pondere foarte ridicată în rândul infracționalității în general. Ele se situează în continuare la un nivel ridicat. Încurajator este faptul că ele sunt în scădere. Sperăm și anul acesta să ducem acești indicatori într-o zonă negativă, din punctul de vedere statistic, bineînțeles. Vătămarea corporală din culpă, în scădere cu 0,83%, amenințările, la fel, care au constituit, alături de alte violențe, probleme serioase în anii trecuți, și ele sunt în scădere, lipsirea de libertate scade cu 39,13%. Infracțiunile contra persoanei, și anume infracțiunile la viața sexuală, pe total, scad cu 12,5%. Violul cu 17,24%, actul sexual cu minor cu 11,76%. E foarte important să sesizăm că infracțiunile de act sexual cu minor, care sunt de un grad de pericol deosebit, sunt ca și pondere, ocupă o pondere mică și ele sunt în scădere. În anii trecuți, după cum știți, am înregistrat acești indicatori valori destul de ridicate.
Noi ne-am propus și anul acesta să ducem tot felul de măsuri preventive, de programe de prevenire, astfel încât astfel de infracțiuni să fie cât mai puține. Infracțiunile contra patrimoniului. Cum vedem, furtul cu ponderea cea mai mare în rândul infracționalității, în scădere cu 4,89%. Tâlhăria scade cu 3,61%. Dacă ne uităm un pic pe grafic, vedem că tâlhăria este la un nivel foarte scăzut față de furt, spre exemplu. Mai sunt și alte infracțiuni, în scădere, abuzul de încredere, înșelăciunile. Aici e foarte important de spus că acele fenomene care s-au înregistrat în anii trecuți de înșelăciune, prin diverse metode, accidentul, păturile și alte chestiuni, anul acesta nu mai apar atât de frecvent. La nivel național au fost luate măsuri suficient de bine poziționate, zic eu, și au dus la această scădere. Nu este doar la noi, se înregistrează scăderile astea și la alte inspectorate. El a constituit această infracțiune a constituit o problemă la nivel național, după cum dumneavoastră foarte bine ați remarcat. Reprezintă distrugeri de mașini, în principal, stradale. Am înregistrat și distrugeri prin incendiere, acolo unde locuințele oamenilor insuficient de bine întreținute, zic eu, au dus la incendierea lor și, mă rog, în anumite cazuri au fost urmate și de decese sau bătămări foarte grave ale persoanelor. Tulburările de posesie și ele în scădere cu 30,23%. Creștere, chiar dacă procentul este poate mic, dar ele nominal sunt destul de importante. Noi avem un program de prevenire în acest domeniu. Încercăm să responsabilizăm mai mult pe cetățeni, să-și ia măsuri de protejare a patrimoniului, a locuinței, a bunurilor. Important este că nu am avut, zic eu, furturi din locuințe care să aibă consecințe deosebit de grave, cum am văzut și în anii trecuți, cu moartea victimei, cu alte tipuri de consecințe. Grupuri de persoane. Vreau să adaug aici la furturile din societăți comerciale că mulția. Ne înregistrăm totuși o creștere la furturile de pe raft. În societățile în care este organizată pază. Cu alte cuvinte, sunt persoane care sustrag bunurile de pe raft, sunt imediat prinse de agenții de pază din interior și astfel înregistrăm o creștere la acest tip de infracțiune. Furturile din auto înregistrează o creștere destul de importantă. Furturile de animale, după cum putem vedea, în scădere cu 34%. Asta e un lucru foarte important, pentru că cetățenii din mediul rural au foarte mari probleme cu aceste animale. Ce se întâmplă? Își lasă deseori animalele nesupravegheate pe câmp. Câteodată ele dispar sau câteodată ele chiar fug. Nu întotdeauna aici se regăsesc doar furtul ca atare, dar noi îl înregistrăm așa cum este el sesizat. După cum se vede, furtul la toate tipurile de animale pe care noi le monitorizăm. Bovine, cavaline și păsări. Va rămâne în continuare aceste furturi în atenția noastră, pentru că reprezintă o mare problemă, așa cum spuneam, pentru cetățenii din mediul rural.
Tâlhăria, deși pe total, cum spuneam la început, cunoaște o mică scădere, pe genul de tâlhărie înregistrăm și unele probleme, după cum se vede, prin smulgere de obiecte, o creștere de 9,52%. Tâlhăria prin smulgere de obiecte nu este o tâlhărie, mă rog, nu este infracțiune extraordinar de gravă, cum ar fi cea prin folosire de violență, dar este totuși o infracțiune catalogată ca atare și va trebui să o urmărim. Foarte important în scădere este tâlhăria în locuințe, o scădere de 33,33%. Tâlhării în societăți comerciale ne menținem la același nivel ca anul trecut și avem o creștere la tâlhăria pe stradă. O să mai facem câteva precizări legate de infracționalitatea stradală în general. Alte tipuri de infracțiuni înregistrate, infracțiunile de serviciu, în scădere, infracțiunile de fals, infracțiunile contra siguranței publice sunt creștere cu 4,1%. Asta înseamnă și fermitate mai bună din partea noastră, acolo unde ordinea și liniștea publică este tulburată grav. Infracțiuni care aduc atingerea unor relații privind conviețuirea socială, în scădere cu 19,12%. Partea de rutieră, câteva infracțiuni, conducere a unui autovehicul nematriculat în scădere cu 30%, conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, un plus 24%, conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, un plus 19%, aproape 20%. Aceste două tipuri de infracțiuni sunt creșterea la aceste două tipuri este datorată implicării active a polițiștilor de la rutieră, cum spuneam și la început, au acționat mai eficient, au fost mai vigilenți și au combătut acest fenomen. Am avut și infracțiuni de refuz al recoltării probelor biologice, mai puține și drept, chiar și părăsirea locului accidentului, infracțiune în scădere. În anii trecuți, părăsirea locului accidentului era, zic eu, o problemă pentru noi. S-a intrat și cu măsuri preventive acolo unde a fost cazul, dacă ne amintim, accidentul mortal din luna ianuarie 2017 de la Rebricea, care a fost, pentru care a fost necesară aproape lună de zile să găsim autorul, era din Iași, dar în cele din urmă a fost găsit și a fost și reținut. Din punctul de vedere al accidentelor rutiere, registrăm o ușoară creștere la accidente cu victime, dar pe principali indicatori urmăriți chiar de Uniunea Europeană, accidentele grave, persoane decedate și persoanele rănite grav, noi înregistrăm scăderi la nivelul județului Vaslui. Persoanele rănite ușor în accidente grave. Noi monitorizăm două tipuri de persoane rănite ușor și persoanele rănite grav în accidente grave, încă o dată subliniez. Vom acționa în continuare pe acești indicatori, pe cauzele favorizante acestor fenomene și sperăm anul acesta să ținem sub control acești indicatori. 6,06%, destul de important acest procent atât în mediul urban cât și noaptea. Așa cum am mai spus și cu alte ocazii, Inspectoratul de Poliție a trecut prin momente dificile, prin pierderi masive de personal, de lucrători cu experiență și cel puțin la dispozitivul de siguranță publică am avut probleme. Vreau să subliniez aici că am beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Jandarm și Inspectoratului de Poliție de Frontieră, care a suplinit pentru câteva acest deficit, dar nu în totalitate.
Și, după cum se vede, chiar creșterile nu sunt foarte alarmante. Ce este foarte important, că nu înregistrăm infracțiuni deosebit de grave în mediul stradal. Nu am avut omoruri la comandă, nu am avut șicane în trafic, mașini tamponate intenționat și alte tipuri de infracțiuni stradale. Furtul este cu ponderea cea mai ridicată, este și el în creștere, 10%. Furturile din auto am mai amintit de acest indicator. Scad, în schimb, furturile de componente exterioare. Infracționalitatea în școli, cu o scădere de 12,61%. Noi avem un program de prevenire, un program în care sunt implicate mai multe instituții cu aplicarea legii, îndriduite cu aplicarea legii din județ și facem tot ce ține de noi ca aceste infracțiuni să scadă. Revin un pic, să știți că am descoperit 19 razii, 1921 de acțiuni, 12.300 de controle, au fost aplicate 39.638 de contravenții. S-au constatat, cu ocazia acțiunilor, 538 de infracțiuni și au fost identificați 32 de urmăriți național sau internațional. Ca și măsuri preventive, suntem în creștere, deci, după cum spuneam și la început, am fost mai fermi în aplicarea legii și măsurile preventive în dosarele penale arată că fenomenul a fost destul de bine stăpânit. Avem o creștere la numărul de arestați preventiv, cu 7%. Arestul la domiciliu este o măsură la care s-au înregistrat creșteri destul de importante și controlul judiciar. Ca și completare la ceea ce am prezentat pe slide, vreau să vă prezint o situație pe linia armelor, explozivilor și substanțelor periculoase. Colegii de la acest serviciu au desfășurat 128 de acțiuni și 260 de controle. Au fost sesizate 159 de infracțiuni specifice. Au fost constatate prin continuarea urmăririi penale față de suspect 89 de infracțiuni, din care 19 de braconaj cinegetic. Au fost aplicate 1360 de sancțiuni contravenționale. Au fost ridicate în vederea confiscării 52 de arme, din care 23 letale și 29 de arme neletale, 4262 de bucăți muniție, 110.000 bucăți articole pirotehnice, 200 kg de deșeuri periculoase, 7 capcane neautorizate și un autovehicul a fost indisponibilizat. Au fost eliberate 76 de permise de armă și anulate 57. Și au fost eliberate 212 autorizații pentru procurarea de arme, din care 171 letale și 41 neletale. Cam acestea au fost principalele repere. Este colegul nostru de la Iași, care a acceptat să ne ajute și să ne sprijine o perioadă până vom găsi o soluție aici. Vă rog. Am făcut verificări la Serviciul Public de Poliție și Matriculări cu privire la situația permiselor de conducere și a parcului auto în ultimii 5 ani. N-am să intru pe numere, vă spun creșterea. Posesor de permise de conducere în 5 ani, plus 20%, foarte bine a subliniat, iar parcul auto are o creștere de plus 30%. Este o creștere foarte mare, în condițiile în care străzile sunt la fel. La fel de încercăm, și înguste. Da, încercăm prin acțiune pe care le facem să ne concentrăm atenția asupra zonei, momentului, locului și șoferului care prezintă risc rutier. Am făcut
făcut verificări cu privire la accidentele rutiere din ultimii 5 ani. Și am încercat să identificăm un moment cel mai riscant al producerii de accidente rutiere, vineri și sâmbătă. Am încercat să identificăm și ora, după amiază și dimineață. Și luni dimineață este un moment cumva de risc al producerii de accidente rutiere. Am căutat să întocmim un tablou al șoferului care prezintă risc rutier. Șoferul care prezintă risc rutier în județul Vaslui are în jur de 35-50 de ani și provine din mediul rural. Ne-am dus cu acțiune în mediul rural. La el, acolo. Și l-am luat de la poartă, cum să zicem. Am încercat să aplicăm sancțiuni contravenționale ferme, mai ferme. Ne-am dus pe consumul de alcool. Avem o creștere de plus 10% constatări pe alcoolemie aici, între contravenții și infracțiuni. Și anul trecut am constatat pe alcoolemie, repet, contravenții și infracțiuni, 300 de astfel de constatări. Plus față de anii anteriori. Mergând pe aspectele pe care vi le-am prezentat, ne-a reușit. Ne-a reușit să cumva să educăm acel conducător auto că avem poliție rutieră pe stradă. Facem în continuare, am făcut și vom continua să facem acțiuni în sistem integrat, cum spunem noi, mixte, cu ordinea publică, cu poliția rurală, cu poliția de frontieră, cu jandarmeria, cu ORI, cu RARU, cu toate instituțiile care au legătură cu activitatea stradală. Prin aceste acțiuni arătăm că suntem cumva mulți. Nu suntem mulți. Dar suntem eficienți, zic eu. Prin acțiunile pe care le-am desfășurat, am reușit să aducem Vasluiul ca și număr de persoane decedate în accidente rutiere pe locul 3 din țară, în sensul pozitiv. 23 de persoane decedate am avut. Nu poate fi pozitiv. În sensul pozitiv, comparativ la nivel național. Zero. E foarte greu să menții un asemenea nivel scăzut al numărului de accidente mortale. Vă spun cu domnul inspector șef, la fiecare început de lună, sfârșit de lună, ne uităm să vedem cât am avut în februarie anul trecut, să vedem ce ne așteaptă februarie anul ăsta. Cât am avut în martie anul trecut, să vedem ce ne așteaptă martie. Cumva încercăm să ne adaptăm din mers, să nu ne depășească fenomenul contravențional sau infracțional la regimul rutier. Vă spun cu dragă inimă că am redus sancțiunile pe toate palierele de contravenții anul trecut cu procente de până la 30%. Dar am crescut eficiența. Ne-am dus pe sancțiunile care au ca și consecință permisul de conducere. Am mers pe viteză și pe alcoolemie și pe depășire. Deci am redus acel blat care ne consumau din timp, ne oboseau, ne... Și am dus... Nu mai pe colegul nostru. E bună remarca dumnealui, încă o dată vreau să transmit, poliția română, în general, nu are un plan de amenzi. Nu dăm amenzi de dragul de a da amenzi. Scopul nostru este să acționăm pe cauzele generatoare. Câteodată am acționat nu doar prin aplicarea amenzii, am acționat prin conștientizare. Dumneavoastră ați participat la unele acțiuni ale noastre și ați sesizat probabil că noi nu am mai aplicat sancțiuni sau dacă am aplicat avertismente. Scopul nostru este să reducem numărul persoanelor decedate și numărul persoanelor rănite grav și nici de cum creșterea sancțiunilor contravenționale, care nu folosește la nimic nou, cel puțin, nu folosește. V-aș ruga să rețineți o părere.